Este unic în România și răspunde la numele de Nomi. El este câinele capabil să redea liniștea familiilor care au pierdut persoane dragi. Nomi este cel care găsește cadavrele pierdute în adâncurile apelor pe care salvatorii le caută chiar luni, fără rezultat. Ciobănescul german și conducătorul său s-au pregătit chiar și în Germania pentru a ajunge la această performanță. Un câine de la Centrul Chinologic din Sibiu poate intra în istorie. Nomi este primul și la ora actuală singurul câine din România specializat în căutarea cadavrelor aflate sub apă. Cu alte cuvinte, atunci când salvatorii sau criminaliștii nu găsesc un cadavru despre care se crede că e căzut sau aruncat în apă, Nom sigur îl va găsi. Este singurul câine deocamdată specializat în Germania pentru detectarea cadavrelor aflate în imersie, deci în mediul subacvatic, în general cele care prezintă o importanță din punct de vedere al odorologiei judiciare. Este foarte agitat acum, se regăsește în mediul lui, adică în apă, în mediul care îi place lui acum și a fost favorabil în ultimele luni de antrenament. Este un câine foarte bun, la început, să zicem, de drum, eu împreună cu el, este primul meu câine de serviciu. Mă bucur că am reușit să îl putem califica și împreună să avem un engage, să zicem, un mariaj așa de atât de puternic încât să putem merge la standardele și să accedăm la standardele Uniunii Europene în ceea ce privește folosirea câinelui de serviciu în odorologia judiciară. O acțiune de căutare cu Nom se desfășoară la fel ca orice altă acțiune de căutare. Totul începe cu împărțirea perimetrului. Domnul inspector, mi s-a spus că acolo e zona unde trebuie să căutăm. Da. Trebuie să împărțim lacul, să începem cu zona asta, după care luăm rând și caruim lacul, acoperim toată zona. Am înțeles. Începem pe partea asta, apoi mergem în dreapta, da? Da. Avem toată logistica pregătită. Am înțeles. Hai să mergem. Apoi Nom intră în acțiune. Din barcă el caută la suprafața apei până când nasul lui fin îi indică locul în care se găsește cadavrul. Nu contează practic adâncimea, contează pentru că particulele de gaz emanate de cadavru ies indiferent de adâncime. Câinele este capabil să identifice aceste particule, acest miros cadaveric care apare la suprafața apei, iar în momentul în care îl detectează, îl semnalează prin lătrat. După ce Nom și-a făcut treaba, polițiștii solicită scafandrii care vor scoate cadavrul. Baza, avem o semnalare activă în această zonă. Vreau să ne transmiteți coordonatele GPS și marcați zona. Pregătiți, vă rog, echipa de scafandri. Așa s-au petrecut lucrurile, de exemplu, și la acțiunea de căutare a unui cadavru aflat în lacul Bicaz, doar că acolo intervenția scafandrilor este foarte dificilă din cauza adâncimii mari. Au fost câteva cazuri în țară, echipa canină a participat la o misiune pe lacul Bicaz. Am avut chiar și o semnalare acolo, dar adâncimea fiind foarte mare, undeva la 70 de metri, au rămas să desfășoare cercetările în continuare în acea zonă. Inspectorul principal adjunct Alin Pascu este de 16 ani veterinar în cadrul Centrului Chinologic Aurel Greblea din Sibiu, iar Nom, alături de care lucrează de mai bine de 2 ani, este primul său câine. Pentru a ajunge la astfel de performanțe, cei doi s-au specializat în Germania. Echipa canină pe care ați urmărit-o evoluând, formată din agent șef adjunct Alin Pascu și câinele lui Nom, au participat în acest an la 2 module ale unui curs de pregătire în Germania, la școala de dresaj de la Herzogau. Primul modul a fost în lunile martie-aprilie și a constat într-o pregătire de bază în detectarea de cadavre umane îngropate, iar al doilea modul în perioada iunie-iulie a fost un modul de pregătire specific pentru detectarea de cadavre umane aflate în submersie. Echipa canină a absolvit examenele la standardele cerute de către școala germană de dresaj și este prima echipă canină pe care România o are, care este capabilă să identifice cadavre umane aflate în submersie.